Ce s-a întâmplat? Cine, cum l-ați prins cu mâța în sac? În jurul orei 12, eu după ce am fost și am semnat la Consiliul Local de circumscripție, deci cum va fi ordinea în buletinul de vot, m-am mers până la primărie. De fapt, mă duceam la punctul medical să dă să intru să văd băieții ăștia cum mai repară. Deci și acolo am văzut pereți, uz, ei, în fine. Nu am înțeles, eu nu m-am așteptat că primarul care a venit de în urma mea a virat lent lângă niște saci care erau plini în fața primăriei. Eu nu știu ce era în saci și ea. Deci a ordonat meșterilor care efectuează deci, reparațiile și persoanei de serviciu și au încărcat acei saci. Eu când văd, zic, dar de ce ați venit la primărie? Am venit că așa am vrut. Zic, dar deși încărcat, unul dintre meșteri îmi spune că astea sunt materialele noastre. Cum materialele voastre? Eu am rămas șocată, ceea ce mi-afirmă un meșter. Printre altele, deci au fost încărcate inclusiv și maiac, cum îi spune în limba română, erau așa fragmentate în bucățele. Eu nu înțeleg, ori să le dea la metal vechi sau să le prefacă în, să le mărunțească, să le prefacă în aluminiu, dar eu chiar n-am înțeles unde, care a Dar astea fost sunt materiale destinația. cumpărate din proiectul ăsta, nu de renovarea primăriei. Da, materiale, da, Din bani de la materiale respectiv. bugetul de stat. Bani de Și la el bugetul încarcă de în stat. microbuzul lui, asta e mașina lui. Asta e mașina lui personală, da. Și eu bănuiam că el a venit, poate așteaptă soția. Bănuiam, eu n-am înțeles, eu nu m-am așteptat. Deși i-am vorbit cu alți primari și toți spun, zic că el categoric nu are dreptul să se apropie de primărie, inclusiv să implice încă și în transportarea dasaci și ea. Nu i-a verificat nimeni, nimeni nu știe ce e acolo. De Ce a ce n-are fost drept? făcut. Pentru că e degrevat sau pentru că e candidat? Și-i degrevat și-i candidat. Și-i degrevat funcție. Deci la primarie este altă procedură. Pentru că unul din primari îmi spune că noi nu trebuie să ieșim în sensul să nu ne apropiem de primărie, precum Lăhusa nu iese 40 de zile, au făcut o comparație. Toți primari, din cât știu, cunosc un primar care este plecat în Deopște în deplasare, se odihnește. Dar cu câți primari am vorbit, toți, de exemplu, am vorbit cu un domn din Răduleni, el a spus, că asta e ilegal. Am sesizat și Comisia Electorală Locală, de circumscripție, și am sesizat și Sesizat în poliția. scris sau verbal? Am sesizat în scris. Dar eu nu m-am așteptat, pentru că, într-adevăr, primarul a transformat, Munteanu Mihai, a transformat primăria într-un SRL. Gata, el, în puternicirile lui, au fost trecute sau cum. Depășite. Nu, Atribuțiile nu. depășite. Lui au fost transmise secretarii, care secretara verifică. De ce? De ce au fost nevoie? Păi Eu el a nu venit știu. ca hamal și ca șofer aici, nu ca primar. Dar ce zice că văd că te descântă acolo, vorbește ceva la cameră. Vorbește, ca de obicei, cum înjură el. Oho. Bun, și Da. zici că ai sesizat și poliția? Am sesizat și poliția, dar apropo, persoana care este în calitate de servitoare, Banu Vasea, el așa nu poate nici să dăi cu sapa să tai să prășească acolo, că-l dor spatele, da, să o pinte de stare, să ridice să ce, da, dar ce aveau, dar poate aveau fir electric, dar poate aveau peliculă, dar poate, nu, nimeni nu știe, dar nimeni nu s-a stabilit cum poți tu, primar, să te doară, eu chiar asta e, dacă eu am greșit, atunci îmi cer iertare. Dar cineva ne-a spus că Păi ei nu sunt știu cu ce ați deprinși. greșit dumneavoastră. Foarte bine că ați documentat, că l-ați întrebat. El cum explică? El ce zice că e acolo? Și de ce Eu s-a dus acolo? nu vreau eu să fac public ceea ce spune el, dar eu am Lasă să-i solicitat explice în scris la poliție, da. explicit scris la poliție și eu deci, asta eu am rămas uimită. Dar este vorba despre bani publici, este vorba despre. Pentru mine asta e ceva anormal. Și, vă Și când spuneam, l-ai cineva. întrebat, Marta, el ți-a răspuns că au fost cumpărate niște mese, câteva scaune, câteva dulapuri, atât de aproximativ, îți dai seama că el o parte le mai și ia, cel mai probabil.
face impresia că așa și este. Cineva mi-a spus că din celălalt reparații tot la fel era cu autobusul în preajmă. Nu l-am văzut, pentru că eu mai departe trăiesc de el. Dar tot din vorbele spusele oamenilor, el și precedentele aici era. Că pretind să aduce și fășie, dar înapoi lua și trebuie. Urât. Și s-ar putea să fie chiar și penal. Să vedem ce o să zic organele. Nu știu, din cât că polițistul spunea că ar fi având dreptul. Eu am rămas șocată despre poziția polițistului. Deși polițistul urmează să examineze aceste plângeri în perioada electorală în timp de 72 de ore. Așa cum examinează și instanțele de judecată. Acolo nu au... Deci sâmbătă, acum se începe perioada electorală, perioada alegerilor, instanțele lucrează sâmbătă și duminică. Știu așa caz pentru că am avut în 2019 o judecată cu una dintre candidatii la primar, care au folosit... Resurse administrative. Da. Școala ca bloc de agitație. Da, nu știu dacă o să fie calificată ca faptă electorală. Vizita asta lui la primărie și ridicarea sacelor și a vergelor celor ametalice. Să vedem. Nu știu, ai scris mata plângerii, să ocupe organele. Să înțeleagă să tine, pentru că eu nu știu, dacă chiar și-s greșit, mâine voi cere scuze publice. Bine. Mulțumesc pentru relatare, sănătate.